Banatul de Sud este dominat de țara Almăjului, un ținut în care întâlnești la fiecare pas mor de apă. Însă această zonă înseamnă mult mai mult de atât, pentru că aici sunt păstrate încă obiceiuri străvechi, iar localnicii știu și astăzi povești din alte timpuri. Intrăm în Almăj pe vechiul drum pe care îl foloseau și turcii cu secole în urmă în incursiunile lor în această zonă. Așadar, suntem în țara Almăjului ca să descoperim istoria ascunsă. Țara Almăjului este o parte distinctă a Banatului Montan și este înconjurată de masive muntoase. Munții Semenicului, ai Aninei, Almăjului și Locvei. Dacă Banatul este definit în integralitatea lui ca o regiune multietnică și multiconfesională, specificul Almăjului este pur românesc, cu o singură excepție însă, și anume satul Ravenska, format de etnici cehi sau pemi, așa cum sunt cunoscuți în zonă. Almăjul face parte din Banat. Banatul este cunoscut ca fiind spațiu de multiculturalitate. Însă aici, în Almăj, avem un spațiu pur românesc. Acest fapt se datorează în special poziționării geografice. Ținutul Almăjului este o depresiune intramontană, mărginită de culmi muntoase, iar până la începutul secolului XIX, când intervine administrația habsburgică, satele din această zonă formau un pătrat cu laturile de 10 km. Apoi, după sistematizarea austriacă, este restructurată rețeaua de drumuri, iar ținutul se extinde. Cu zeci de mii de ani înaintea venirii austriecilor în Almăj, acest ținut a oferit elemente pe care cei mai vechi europeni le-au folosit în avantajul lor. Acest aspect a fost stabilit la începutul anilor 2000, când pe Valea Minișului, într-o peșteră, au fost descoperite fragmente umane. În urma cercetărilor, echipa formată din specialiști din întreaga lume a concluzionat că oasele descoperite în Almăj, pe Valea Minișului, aparțin primilor oameni moderni din Europa și au o vechime de peste 40.000 de ani. Aceste oseminte de la peștera oaselor ar fi cele mai vechi din Europa. Deci ia că țara Almăj are o vechime mare. E, oamenii de peșteră, oamenii cavernelor de atunci, au trăit cu ce au muncit ei. Și au cam ieșit ei și au făcut semibordee și unii au trăit la pădure, cu lemnul, o civilizație a lemnului. Unii au trăit în zonele colinare, unde era păstoritul, oile mai mult, o civilizație a păstoritului. Și alții pe lângă Nergăn, sau Nera, cum se spune, Curtura Mare. Din aceste trei civilizații au făcut una, civilizația Almăjului. De-a lungul secolelor, ținutul Almăjului a cunoscut mai multe etape de dezvoltare, iar poveștile din viața localnicilor s-au conturat firesc, în acord cu evenimentele epocilor. În timpul împăraților romani, Hadrian și Marcus Aurelius, zona a făcut parte din Dacia Superior și mai apoi din cea Apulensis. În secolul X era componenta a voievodatului lui Glad, pentru ca în veacul al XIV-lea să apară în documente cu denumirea de Halmost, ca parte a celor 8 districte privilegiate ale Banatului de Severin. Către finalul Evului Mediu, ținutul alternează între Comitatul de Severin și Pașalâcul Timișoarei. Însă, dincolo de structurile administrative, pe parcursul sutelor de ani s-a conturat caracteristica militară a acestui ținut. Înainte de ființarea Imperiului, districtul Almăjului a fost un cordon militar
a fost o protecție pentru regatul maghiar. Bela al IV-lea avea foarte multă bază militară pentru aceste 8 districte, da, din partea de sud a Banatului. După cucerirea Banatului de către austrieci, sudul regiunii devine parte componentă a graniței Imperiului Habsburgic. Din acest motiv, în zonă vor funcționa mai multe structuri militare și acest lucru se va întâmpla și în Almăj. După vizita lui Iosif al II-lea în 1773, se hotărăște militarizarea mai multor sate din acest ținut. De la acel moment încolo, în zonă, începe să se contureze un nou set de povești. De la Dunăre și până la Bucova, la hotarul cu Hunedoara, pe 30 de kilometri o fâșie. Au făcut parte satele din acest regiment. Tocmai de aceea, pe Almăjeni s-a pus foarte mare bază în timpul Imperiului Austro-Ungar, atunci când s-a înființat granița militară. Regimentul numărul 13 cu sediul la Caransebeș s-a focalizat pe această linie a Almăjului pentru a apăra clisura Dunării împotriva invadatorilor otomani. Acest tronson al graniței Banatului era extrem de solicitat, astfel că la curtea de la Viena s-a făcut o analiză minuțioasă. A fost vehiculată ideea aducerii coloniștilor germani în zonă, ceea ce ar fi însemnat, pe de altă parte, strămutarea românilor din Almăj. Cu rigurozitate, administrația austriacă a făcut calculele, a tras linie și a constatat că această idee nu e profitabilă pentru imperiu. Pe lângă aspectele economice, au fost luate în considerare și cele sociale, dar și opiniile împăratului Iosif al II-lea, care în 1773 se afla deja la a treia vizită în Banat. După prima vizită a monarhului în Banat, în 1768, acesta întocmește un raport către împărăteasa Maria Tereza și își exprimă opinia, deloc măgulitoare, despre ceea ce se întâmpla în regiune. Pe scurt, rezultă, după opinia mea, cu prisosință faptul că în Banat funcționează cea mai dezordonată administrație de țară și cel mai rău sistem de guvernare, că nu putea fi inventată vreo economie mai rea și nici nu pot fi găsiți în altă parte, adunați la oaltă, supuși mai necorespunzători și mai incapabili. A ajuta la îndreptarea acestui rău ne obligă nu numai conștiința și rațiunea, ba chiar și dragostea față de semeni. Punctual, în ceea ce privește Almăjul, Iosif al II-lea era conștient de importanța unei granițe puternice, dar și de rezistența pe care o opuneau românii la militarizarea zonei. Ca orice schimbare, nu a fost bine primită de la început. Nu a fost bine primită. Chiar și înființarea regimentului de graniță, da, au fost reprezentanți din obștile sătești care au mers cu jalba la împărat, da, prin care cereau că ei vor fi în continuare slujbași, vor munci în continuare, dar că nu și nu chetane. Iosif al II-lea se implică direct în rezolvarea disensiunilor apărute în zonă. Atmosfera se detensionează în 1771, iar viața în Almăj începe să fie creionată după alte rânduieli. Tot atunci s-au făcut și primele școli în Almăj, tot atunci, pentru că împăratul a venit până la Bozovici, Iosif al II-lea. Încă trăia Maria Tereza în 1773, că ea moare în 1780, a venit până la Bozovici. Când a văzut câtă lipsă de câtă prostie, lipsă de știință, de carte, nici măcar chinezii sau conducătorii satelor nu știau carte, omul s-a înspământat, nu putea face un imperiu să fie prosper și să cu tâmpiți, cu oameni proști. Și atunci au făcut școli, prima dată școala trivială la Bozovici,
și în ideea să facă funcționare și subofițere, deci pentru armă, pentru cutare. Pe urmă școlile noastre, așa zise, naționale, din sate, ca să învețe copiii carte, și din școlile astea, din sate, mergeau la bozovici care erau cei mai buni, ca să poată să fie promovați. Și au ajuns oameni până la gradul de general din zona noastră, de aici, promovați în Imperiu. Deci au avut o structură aparte, o istorie aparte. Militarizarea zonei a adus cu sine o disciplină de fier, o disciplină care se manifesta în toate aspectele vieții din comunitățile almăjene. Administrația austriacă a ordonat și disciplinat mare parte din locuitorii acestui ținut. Nu știu în ce măsură această influență s-a exercitat și asupra altor părți legate de stăpânirea austriacă, însă aici, în Almăj, s-a simțit foarte mult acest lucru. Faptul că la început populația era împotriva acestei administrații și faptul că de multe ori găsim oameni locuitori din Almăj care s-au alăturat în timpul disputelor turcilor, atestă numai faptul că erau nemulțumiți pentru că venea un stăpân nou. Nu au trăit bine nici pe vremea turcilor, nu putem să spunem că au trăit foarte bine și pe vremea austriecilor imperiali, pentru că știți foarte bine ce restricții li s-au impus. S-au bucurat că, mă rog, într-un moment au schimbat jugul de lemn, cum spune istoria, cu cel de fier al austriecilor, numai că administrația austriacă a cizelat un pic această populație a Banatului de Sus și în speță a țării Almăjului. Cum zi disciplina? În fiecare dimineață, preotul și capitan sau un comandant de la unitatea respectivă veneau acasă, în fiecare casă, luau cheie, deschideau și controlau în casă. Dacă în soba nu era ordine, nu era curățenie, duminica se făceau porunci în fața antis, în fața primăriei. Și spunea, femeia de la casa nu a avut curat. Dacă se repeta a doua săptămână, tot așa, femeia respectivă primea 25 de lovituri la spate. Aceeași poveste legată de femeie, intrarea în fiecare sat în fel de poartă, se numea vracniță, tot în termen german. Acolo stăteau tot așa, trei reprezentanți ai administrației, cu lingura în mână și gustau mâncarea. Dacă femeia nu avea mâncarea gustoasă și bună să se ducă la câmp la bărbați, aceeași poveste, cu loviturile la spate. Nu era altă pedeapsă. Iar bărbații, dacă la cosât, la săpat, la unde aveau ei lucru, sau vicele nu erau întreținute, tot așa, primeau lovituri la spate. Sau plugul nu era, meargă drept să... Deci, asta era momentul de disciplină sau de ordine. Asta probabil s-a întâmplat în primii ani, nu? Și apoi, după aia... Permanent s-a rămas cât o stat regimentul. 100 de ani a fost regimentul de graniță. Până în 1872. 69 și 72 s-au desfințat. După 1773, în Almăj s-au format trei companii militare care au înglobat satele zonei. În câteva zeci de ani de la impunerea regulilor stricte, în Almăj se conturează un nou fenomen. Tinerii instruiți în școlile din ținut ajung să facă parte din elita militară a Imperiului, chiar dacă, la acel moment, pentru români era dificil să acceadă în cercurile superioare. N-aveau voie să acceadă mai sus de maior, dar calitățile lor sufletești, umane și pregătire militară i-au urcat în grade, au ajuns generali, au ajuns colonei, foarte mulți. Pentru că Imperiul se folosea de ei. Și mulți almăjeni și în zona Crainei au fost chiar aghiotanți ai împăratului Franz Iosef. Deci erau oameni cu calități deosebite și au urcat până la gradul de general. Dintre aceste figuri militare importante se remarcă generalul Traian Doda, care în 1870 ajunge general de divizie în Galiția, pentru ca apoi, pentru o perioadă, să fie comandantul pieței din Veneția, funcție care implica, printre altele, și asigurarea ordinii publice.
Nu cred că este puțin atunci când regele Carol I al României îi lansează invitația, îl roagă pe generalul Traian Doda, născut în Druderia, să vină și să coordoneze tânăra armată a României pentru războiul de independență. Se preconiza un război ruso-turc, 1877-1878. De ce se întâmplă lucrul acesta? Capitanul Carol I, regele României, îl cunoștea foarte bine pe generalul Traian Doda, pentru că veneau tot din lumea germanică. Capitanul Carol în armata prusacă, generalul Traian Doda în armata austriacă. Deci cunoștea capacitățile generalului Traian Doda. Dar totuși Doda, rudăreanul, almăjeanul, cere acceptul împăratului și nu-l primește. Austria nu dorea să se implice, din punct de vedere al strategiei viitoare statale, într-un conflict între Rusia și Imperiul Otoman. Generalul Traian Doda îi mulțumește regelui, dar totuși, pe baza sfaturilor generalului Traian Doda, se face trecerea la sud de Dunăre armatei române. Deci pe baza sfaturi militare, armata română trece la sudul Dunării și reportează victoriile pe care le știe toată lumea. Oamenii locului mai spun că disciplina impusă de austrieci a lăsat urme adânci în memoria colectivă și că unul dintre obiceiuri face referire direct la acest aspect. Calmăjanul întotdeauna când moare, este așezat pe catafalc în poziție de drepți, da? Nu cu mâinile pe piept, da? O dovadă, un semn al disciplinei, da? Să zicem militare. La momentul la care austriecii ajung în zonă, în Almăș funcționau deja nenumărate mori pe cursurile de apă. Din punct de vedere al reliefului, țara Almăjului este protejată de versanți nu foarte înalți, însă care abundă în zone carstice spectaculoase. În același timp, ținutul este străbătut de numeroase cursuri de apă, iar almăjenii au înțeles că pot folosi puterea apei în beneficiul lor. Așa că au construit pe aceste cursuri de apă nenumărate mori. La un moment dat, la Rudăria, cunoscută astăzi ca Eftimie Murgu, au existat 48 de astfel de mori. Astăzi însă, mai sunt doar 22. De-a lungul timpului, în jurul acestora s-au țesut nenumărate povești. Satele almăjene sunt toate așezate pe firul unei ape. Probabil că și datorită acestui fapt, oamenii și-au găsit locul ca să facă aceste mori, unde își făceau făina trebuincioasă mâncării lor, cât și animalelor, pentru că și animalele se hrăneau de aceea. Almăjenii mai spun că ținutul lor poate fi numit și țara murilor de apă. De-a lungul timpului, pentru fiecare dintre aceste mori, oamenii locului au țesut cu înțelepciune legende. Istorii care deapănă eterna luptă dintre bine și rău. Mai mult, legendele din zonă spun că la moara de la Rudăria, numită de localnici Îndărătnica dintre râuri, timpul poate fi întors înapoi. Acolo, de fapt, este o mașină a timpului. Deci rudărenii, almărjenii aveau această mașină a timpului. Este adevăr acolo, este foarte mult adevăr. Doi tineri se întâlnesc la moară, se plac și se hotărăsc să se căsătorească. Însă, familiile lor
n-au fost de acord cu această relație. Astfel, tinerii și-au văzut de viață separat. Legenda Morii, îndărătnica dintre râuri, continuă cu reîntâlnirea celor doi almăjeni, după zeci de ani, într-o noapte, când aveau rând la măcinat. O noapte cu lună plină, în care zâna cea bună a trecut pe la moară și le-a ascultat suferința. La care zâna le dă doar un sfat. Până de către dimineață, măcinați aici la moară. Cu durere au rămas, se uitau înspre piatră, până când, ce să vezi, minune mare, către dimineață, piatra merge îndărăt. Abia atunci își ridică privirile și, de fapt, au întinerit. Localnicii spun că morile de apă sunt o parte a spiritului almăjan, că moara era un element central al vieții din acest ținut. Fie erau locul în care se legau iubiri pentru toată viața, fie, într-un mod pragmatic, la moară, părinții puneau la socoată zestrea și rândurile la moară. Rândul de moară este o proprietate. Fiecare moară aparține câtorva familii, 15, 20, 30 de familii, care au întemeiat acea moară și care contribuie și financiar și cu zile, cu zile muncă. Fiecare are drept de proprietate în moară, se numește rând. Rândul nu este egal. Poate fi proprietate pentru un rând, pentru două rânduri, pentru jumătate de rând. În funcție de familiile primordiale, de contribuția lor, fie în bani, fie în natură. Dar dreptul acesta este un drept sfânt de proprietate, care se transmitea din tată în fiu. Chiar și astăzi, acum, acest drept la fel se transmite din tată în fiu. Este buna înțelegere a rudărenilor, nimeni nu intră la o moară dacă nu are drept în acea moară. Merge și discută cu rândașii, adică cu membrii, cu asociații, dacă are nevoie să macine și dacă este lăsat macine. Dar dreptul în moară, rudărenii nu și-l cam vind, îl transmit și ca zestre fetelor. Multe dintre documentele epocilor anterioare, documente ce fac referire la almăj, descriu procese prin care cnezii zonei trebuiau să soluționeze neînțelegerile apărute între almăjeni cu privire la respectarea rândului la moară. Poveștile almăjului sunt creonate în multe nuanțe și păstrează încă farmecul epocilor trecute. Evident, spectaculozitatea reliefului amplifică savoarea acestor istorii ce sunt împărțite între legende locale și povestiri reale, ce au în centrul lor personalități care au amprentat atât istoria zonei, cât și pe cea a României.